ce șanse are Pandurii să scape? Toată lumea vorbește de evitarea retrogradării. Tu cum vezi scăparea? Teoretic sunteți pe loc de baraj. Teoretic suntem pe loc de baraj. Eu zic că mai sunt șanse, cel puțin cât mai avem meciurile astea două cu Chiajna și cu Târgu Mureș. Eu zic că dacă câștigăm aceste două meciuri și mai facem un egal, suntem aproape salvați. Eu așa văd lucrurile. Totul, cum a zis și mister, depinde de noi. Când intrăm pe teren, el ne antrenează zi de zi, ne spune ce să facem. Totul depinde și numai și numai de noi. Când intrăm pe teren, să fim concentrați și să mai eliminăm din greșelile astea personale. Deci, a puțin în jos aceste greșeli personale, că v-au costat puncte importante. Vă dați seama că nu suntem nici jucători așa cu o mare, mare experiență. Ne trag în jos, dar nu avem ce să facem. Important este să trecem peste ele și să mergem mai departe. De unde crezi că vin? Lipsă de concentrare? Lipsă de experiență? Lipsă de valoare? Eu cred că nu este lipsă de valoare, pentru că dacă era lipsă de valoare, nu intrau în teren până la urmă. Eu cred că nu a fost puțin concentrație atunci. Asta s-a întâmplat. Acum nu trebuie să le dăm nici lor în cap, trebuie să-i încurajăm și pe ei și să mergem cu toții mai departe. Păi, 7 puncte, crezi că sunt suficiente pentru a te salva? A merge la baraj, poate, nu? Nu e asta, am vrea să mergem la baraj, dar vă dați seama că dacă câștigăm 3 meciuri, nu mai mergem la baraj. Putem să ne salvăm și fără baraj. Dar dacă nu putem fără baraj, mergem și la baraj. Asta e. Important este să rămânem în Liga 1, nu contează cum. Vine acest meci cu Iași, după care finala cu Chiajna. Va pasă? Simțiți presiune? Nu simțim nicio presiune. Este un meci ca toate celelalte. Sper și îmi doresc din tot sufletul și fac tot ce îmi stă în putință să câștigăm acest meci cu Chiajna. Flaviu Stoican spunea că suntem la mâna noastră. Cu ce spui? La mâna rezultatelor noastre. Exact, cum am zis, totul depinde de noi. Dacă noi câștigăm, vă dați seama că nimeni, toată lumea o să înceapă să vorbească frumos de noi. Că și acum când ești minorat, se uită toți la tine, te văd pe stradă, ce facem? Retrogradăm, scăpăm. Aceleași întrebări în fiecare zi când te întâlnești cu cineva minorat. Dar probabil că dacă o să vină și un rezultat pozitiv pentru noi, o victorie, cu Chiajna, o să vină mai mulți lângă echipa. La meciul cu Chiajna, meciul cu Iași, ce speranțe aveți voi de la acest meci cu liderul? Noi mergem să jucăm, vă dați seama, noi sperăm să scoatem un punct. Asta ne dorim, asta. Deci, și de ce nu? Mai mult decât onorabil, o victorie ar fi o minune? O victorie ar fi vis, vă dați seama. Ne gândim și la acest lucru. Eu personal, sincer, mă gândesc că nici ei nu sunt desperiat. Pentru că dacă erau desperiat, erau în play-off. Mergem și ne jucăm șansa și sper să scoatem punct sau puncte. E și... A debutat și el cu meciul trecut, parul de final. E un plus pentru voi acum, vă conferă o anumită siguranță? E un jucător cu experiență? Da, este un jucător cu experiență, este un plus pentru noi și a făcut simțită prezența, zic eu. A intrat bine. Sper să ne ajute aceste meciuri să câștigăm și să ne salvăm. Cam care crezi că ar putea fi un target, o țintă de atins? Câte puncte? Pentru un loc de baraj. A fost 7. Eu zic 7 puncte. A, deci total de... 7 puncte și să se încurce ei. Și numele trei. Nu le doresc rău, sincer să fiu. Poate că ei ne doresc nouă, din câte am înțeles. Am mai vorbit cu cineva de la ei, dar eu sincer nu le doresc rău. Sper să... Și ei își doresc și noi ne dorim. Dumnezeu Iisus ce vrea asta să... Mă întrebare, dacă spui că nu ești dat meci vostru? Dacă se termină egal, vă dați seama că nu știu ce speranțe ar mai fi și ce moral am mai avea noi. Noi sperăm și facem tot posibilul să nu se termine egal, adică să termine o victorie pentru noi. Și tragem cât mai tare pentru asta. Bă, cum o să fii suporterii Târgu Mureșului acolo? Eu zic că un egal ar fi senzațional.